vine ba de la semănat până la mulu cucuie. Până o sami, urmăță o cheduță ce mai uși la el, dacă nu scurma găinile sămânța. Mai câte o buliană care e mai mare, până crește, când durează câteva vreme, până se face mare. No, tu femeie, fătul meu, fă bine și de copii de asmă pe pogorul ăsta. Și sfințește-o să avem rodă bogată și sănătoasă. Să fie bine. Numele Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin. Doamne, dă rod bogat. Doamne, dă rod bogat. Hai dați odată, fătul meu, hai dați la sămânat. Hai că imediat la amiază și ea n-am făcut aproape nimic. Vinim încetul. Uite aici am adus câinepa să o sămânăm. Nu, să vă ajute Dumnezeu. Și da, de ne-a ajutat Dumnezeu, să-mi prind de an bun. Pe o ala după cei? Să avem rod bogat. Să fie rod bogat. Fătul meu, atunci eu ți-o dat sapa și tu îi curăța pământul înainte și eu îi sămâna. Uite aici, tată. Nu, uită-ți în el și pe ăsta. Poți să leși aici o... Poți să las. Ta, așa. Nu, bine, fătul meu. O muncea pe ea de pe aici, ne. Trângeam din toamna, erau sămânță de câine pe oameni, aruncau o mână până mălai, ca să se facă handuri. Și aia făcea o câine pe mare, un fir gros și ala făcea sămânță. Și când se usca toamna, o îmblăcem și alegem sămânța frumos, o punem bine acolo un pod într-un toc. Primăvara, păi, vă sămânam. Bărbatul ei sămâna câineva, că zici eu să o sămâne. Femeile, no, doamne, se duceau să uitau cum îi. No, fata tati, fă bine, te rog, și eu oua ăsta și zvârle-l în sus să vedem cât îi puteai tu zvârli și așa de înaltă să crească câineva. Atâta să crească câineva de mare. Să crească mole și frumos, să putem lucra la toamnă când am spațiu. Deci, plângem care sunt mai faine și bogate, să aibă flori frumoase, să putem face frumos. Una frumoasă de sânzene, înflorită, și acum să o punem pe cap.
E acolo celul ăsta de sânjenie și aruncă-l în cânepă să crească mole și faină, să o putem culege. Nu, așa să fie. Când se îngălbine cânepa, dacă mergeai prin ea și dădeai acolo cu mâna pe ea, ieșea un praf. Nu, uite că e coaptă. Atunci, nu. Hai, dacă e coaptă și trebuie să o munce. Se duceau, se ajutau femeile, vecinile, una pe alta. Alegem sămânța, că ne trebuie și la anul să semănăm și restul o punem la tochit. Am așteptat și bărbații să vie să ne ajute. E coaptă cânepa. Coaptă, uite, acum am încercat, o să vedem, e coaptă. Hai și vremea de-o strâns. Da, 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 domnul, să veni să ne ajuta, să putem. Uite, am adus vreo câteva ajutoare pe aici. Și să ne ajutăm. Doamne ajută, bine ați venit. Faină cânepa. Faină, faină. Mare dragul. Am uite unde, din ce capăt o luăm? De aici, din capătul unde suntem și ne traducem și legatul. Na, haideți atunci. Doamne ajută și voi să ne ajutați la legatul. Să avem spor la lucru. La noapte rând. Mamă, n-ar fi să uite așa lucrând. Eu zic că ai face, dacă ai face bine să ne așa cânti o țâră, să avem spor aici, la lucru. Noi ia să ascultăm. Te ascultăm un pic. Te ascultăm un pic, apoi lucrăm mai cu drag. Poți să cânti orice, nu musai câine, pa. Nimă. Orice câine. Bate vântul cânepa, cânepa, cânepa. Bate vântul cânepa, cânepa, cânepa. În ograda lui Badeamă, în ograda lui Badeamă. Cum o bate așa pică, așa pică, așa pică. Cum o bate, așa pică, așa pică, așa pică. Și fetile o rădică, și fetile o rădică. Cum o bate, așa-n floare, așa-n floare, așa-n floare. Cum o bate, așa-n floare, așa-n floare, așa-n floare. Badea după mine moare, badea după mine moare. Lasă bade cânepa, cânepa, cânepa. Lasă bade cânepa, cânepa, cânepa. Vină-n brață de mă ia, măi. Vină-n brață de mă ia, măi. Apoi în brață te-o-i lua colea de sară după și-o îngăta de strâns cânepa și-o îmi pune-o la uscat. Atunci ai vreme de stat. Da, pupa aici până în sat, are ce să mai aude? Aude că culegem cânepa o parte. Oare au auzit oamenii că strângem cânepa? Auzut, că n-auzut de mine. Înseamnă colea la iarnă, e un chema înșezătoare. Da. La tors. Îl chema dacă o face ceva, că e un pupuț. Dacă o face ceva de mâncare bun, înșezătoare. O bea o horincă bună, bărbat. Șerbe grăunță. Aia, da. E, o șerbe niște grăunță, auzi. Face niște pancove. Eu cu prima nevastă am avut cânepă mai multă, cu asta tot nu mă așa nimeni. N-ai nimerit atunci. Cu prima nevastă nu... Nu, am avut cânepă multă, dar... La cânepă, la lucru. Cu asta am nimerit-o, măi. Am cânepă puțină, dar restul de treabă. Bă, da, faină.
faină, pe nepa. 30 metri de pe aici, asta 3 metri. Se vede că, apă, se vede că am aruncat o zvârit ouă sus de tot. Doamne, mă, da. Ce bucurie la Dumnezeu aici. No, văd că am ajuns așa cam pe la jumătate cu lesul de cânepă. Nu-mi face un pic de hodinul. Ne hodinim un pic, un bea un par de zinars și un pic de apă, nu vreți? Să prindem o țară de putere. No, m-am gândit că apă, no, până de sară e mult de lucru. Ia, ce-i zinarsul? No, dă-i Dumnezeu bine. Și sănătate. Să treci. Doamne ajută. De la mine. Mai mă tărie asta. Hai, Narcisa, fătul meu, hai că nu mai e mult. Un pic. Ai obosit? Mai ai puteri? Mai am. Ha? Zi. Mai ai puteri? Mai am. Nu, așa. Să rămâne. Așa că dacă fii mărita, trebuie să ai un pic de zestre făcută. Așa, păi din câine, păi place la soacra aia care să o puzoache pe tine. Din câine, păi cât de mult. Dar păi dacă n-ai și bună soacra, îi face și eu cămeșă de așa, cu dubși. Dar soacra nu trebuie să fie bună. Soacra trebuie să fie de treabă. E o diferență mare a fi bună și a fi de treabă. Că de zaba e bună și nu e de treabă. Cum? Nu. Da, cu ea în pământ să se îndrepte rădăcina. A, așa. Să le tem rădășinile. Mai două și acolo. Da. Așa, pune-le pe parte. Curcă jos. Așa. Da. Uite așa. Și om strânge. Mai dat așa unul în altul. Și mai vin eu de acolo cu unul și mai vin eu cu altul de aici. Așa. În afară de asta, încă una dincolo în capăt, dincolo și atât. Așa. Bun. Asta nu-i? Mai aduc? Nu știu bine. Așa trebuie să stai. Pe sprijinie pe asta. Încă un mic. Ai acolo ce strepechiță? Asta unul să-l bat între. Mai este unul de la lume. Crenci. Așa. Câte mai bine. Așa. Și tu ăla este foarte bine. Nu scuturați așa tare să nu pice sămânța? Și uite că am scăpat. Mai aveți? Să ție, compră. Atât ai tăt. No, pe cum ne-am înțeles, cânepa-i
gata, e culeasă, ne întâlnim peste o săptămână la tău. Da, da. Doamne ajută-ne. Doamne. No, ne apucăm de lucru. Se punea tătă uștul. Se puf, ducem. Când era uscată, o băte. Mă îmblăte. Ca să margă poiul ăla din părâie. Este și în apa așa belt mari cum este loc pentru e ori în vale, în apă curgătoare. Acolo stă o săptămână și... No, aduce mănușile alea de când e coace. No, Doamne ajută! Doamne ajută, ne-a știut așa, băgate în apă. Da, dăm, câte mănânc. Și apă care a fost o săptămână, am vin eu să mai tătau, să vedem. Mai aveți? Mai este o țără. Trebuie să aducem și bulovan mai mare. Mai am două pietre aici. Mai este bulovan acolo mai mare. Ah, uite că am scăpat, am băgat, am pus niște pietri pe astea să poată sta să nu ducă apa. Apoi nu mai sunt așa ploi. Nu mai ploi așa tare. Vorba așa, de amul vine toamna. Ei vine, dar ia, încă o săptămână poate stai la topită. Am venit peste o săptămână să vedem cum s-o muiet. Am umplut de bolovan. Doamne ajută-ne! Doamne ajută! Thank you.
uită, draga Lele, așa ni se nepa din apă. Și așa că mă nu stai să mă învăț. Să înveți, dragă. Așa. Așa, bubați plouă. Așa, pe bine, bine. Să o bați în apă. Să iasă fuiorul alb. Să faci tole, haine. Da, știi, vreau să facă regetoare noi. Așa. Pe aceea trebuia să stea o săptămână înapoi. Ne duceam și noi la săptămână vedeam că e albă, numai așa verde la frunză, e albă. Mă dezlega, dezlege pietrele care au fost acolo și începea la spălată câte o mânușă care se pricepeau și mai da și cu ea așa pătăca cu mânușa în apă să stele, Doamne, sminte mai bine. Scocea afară pe mal, cum duceam de acolo și punea tot așa pe, să se uște. No, acum să o întindem să se uște. Vezi mai încoace. Apoi dată pe hecelă și este o perie care mai iasă cu dinți mai ieși și mai mici. Aia și se alege care e mai bun și lung la câine pe ajunși firele, aleasă tot pentru urzit. Eu vă făceam melițar și făceam fuiore. Odările alea le strângea tătie și mai și pătream din ele, că atâțeam focul cu ele. Ea la hecele. Cu aia, cu hecele era cu dinți mai rar. Și fieșcare, ce rămânea hecele? Era de o parte și fuiorul, a
doua oară îl dădeam pe upiri. Aia era mai gheață. Cacaire, iarna cum începe postul Crăciunului, ne la tot. Se torce și se strângeau așa și iarna femeile înșezătoare. Lucrau până noaptea târziu tot cea dimineața, la ora 4 se sculau și la tot până se făcea ziua. Pleacă ce-o fuș. Din cânepa, din puiorul care iese mai fiind din cânepa, ala e mai subțire. Aesta vine tot și cum știe și pur la când aesta se urzește fără zbor. Și altul fir din cânepa mai gros, ala se bate în pânză. Vă patru rânduri de fire care dintr-o mânușă de cât dintr-un fuior se face. Se albește frumos și se pune acolo la lucruri de să fac lucruri. Și la război să aia, eu uzi cu jala la orice mândă, se pune o jala aia mai subțire. Și apoi, ce vrei să faci, așa bați în pânză. Și la război, chiar mama mea m-a pus de vreme, tătăți. Pus-o în război, a pus-o în toc și dumneai a fost bolnavă. Și nu știam încă să se face bine la împatruită. A venit o vecină și mi-a arătat și așa încet cu încetul am terminat după război, că trebuia să fac lucrul ăla că se apropia sărbătorile. Crăciunul. Toate le-am învățat, de mică. Nu mi-a părut rău că am învățat și pe fetele mele să lucre. Thank you.
cel mai mult să cosea cu mâna. Cămășile, izmenele, olele, sacii și este tot cu mâna. Eu când am învățat să torc, eram încă o copilă. Și mama mi-a pus la tort. Cum a torce mânuța, așa o a purta mânuța. N-am prins bine, că de câteva ori am mai luat peste mână. N-am știut să țin pusul mână, n-am știut să-l sucesc. Și până la urmă am învățat. Și am învățat cu fetele toate lucrurile de mână. Una de la alta. Și ciorat tot așa am învățat, a croșeta, a coasă, a face cipcă, cum zicem noi. Merem una la alta, ne strângem și care de care să știm, să ne facem lucruri pentru noi mai frumoase. Să avem să purtăm. Mi-aduc de aminte, eram la școală și acolo aveam o profesoră, dar de la noi, din satul fost. Ne-a învățat să lucrăm, să facem ciorapi, că zicea că trebuie să facem ciorapi ca să trimită la soldați pe frunt. Ce dreptul, prima dată să iei în mână, să nu știi, și să lucri, că eram tineri. Pe mai multe fete, pe care au fost mai în clasele mari, au mai știut. Eu n-am prea știut, că mama nu știut așa croșeta, da? O venit profesoara și aveam oră de venerație. M-a lovit, că n-am știut prima dată cum să țin acu mână. L-am ținut strâng, dar trebuie să-i dai drumul să margă. Și pe urmă am învățat și lucrul ăla și am învățat și eu pe altcineva pe care nu știut.